toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea de astăzi la 8:30. Sper că v-ați trezit, v-ați făcut cafeluța, poate sunteți în mașină, în drum spre serviciu, indiferent unde sunteți, ascultați Dublu sau Nimic. Vă puteți înscrie pe europafm.ro. Astăzi cei 800 de euro sunt pentru Ovidiu din Timișoara. Bună dimineața! Salut, Ovidiu! Bună dimineața! Pe tine unde te-am prins? În pat. Ah, ce treabă, frate. Te-a trezit Marcela? Nu. Măcar atât. O, eram la orizontală doar. Am înțeles. Se gândea la nemurirea sufletului. Ești liber? Nu, e liber. Da. E practic, liber, domnule. Muncește din pat. Da, da. Plouă în Timișoara? A plouat azi noapte. Uh-huh. Ai dormit bine? Da. Hai că poate te-ai trezit cu noroc acum. Stai în pat, câștigi 800 de euro, te cuci la loc. Vrei să mai tragem de timp să bei o cafea sau... Nu. Merge așa o naturel. Merge una rapidă. Bine, mă, Ovidiule. Gata, avem 4 întrebări, știi cum te trezim? Fără probleme. Perfect, 6 secunde pentru fiecare răspuns corect. Te concentrezi și ne iei banii. Nimic mai e atât de simplu. Până spre fără un sfert așa, poți să ai 800 de euro. Ok. Da? Bine. Mult succes! Mulțumesc! 100 de euro. Cu prima întrebare ne vom lămuri dacă te-ai trezit cu adevărat tauba. Ovidiu, întrebarea de încălzire de astăzi pentru 100 de euro este... Câte secunde sunt în 6 minute? 360. S-a trezit. Meserie matematician, presupun. Cu ce te ocupi? Sunt șef de depozit. Am înțeles. Tot cu matematică. Și închizi depozitul lunea? E liber. Păi, da. Liber. Bravo, Ovidiu. 100 de euro e deja a ta. Depozitează-o sau pune-o la bătaie pentru 200 de euro. Da, dacă tot sunt depozitele închise, noi de ce lucrăm azi? Întreb. Ei, uite, nu vezi că lumea doarme, ne trezim clienții. E adevărat, ne ascultă din păi de asta e și dublu sau nimic mai devreme, ca să-i trezim. Ai 100 de euro, ce facem? Mergem la 200? Mergem. Mergem, cum să nu? 200 de euro. Ovidiu. Da. Ai călătorit prin țară? Nu prea. Păi nu poate să plece de la depozit să, că trebuie să stea să păzească. Numără lucruri. Depozit de ce anume? Materii prime pentru industrie farmaceutică. Aha. Materii prime pentru industrie farmaceutică. Da, chimicale. Și naturale. Da. Și naturale. Ovidiu, n-avem întrebare pe tema asta, n-avem astăzi. Pentru 200 de euro întrebarea este: în ce județ se află castelul Bran? Sibiu. Pe care parte stai? Pe dreapta, pe stânga, pe spate? Cum stai în pat acum? Pe spate. Pe spate, a? O pernă, două? Una. Eu fără două nu pot. Lapu, mă, păturică, ce ai? Păturică. Păi, trage păturica. Trage-o ușor. Întoarce-te pe stânga sau pe dreapta. Ovidiule. Ce făcut și Ovidiu? Se vede că n-ai călătorit prin țară. A spus-o? Nu. Că nu l-am găsit acasă cu întrebarea asta. Am zis la nimereală. Ai fost aproape, dar nu chiar. Oscilai între ceva și ceva și Sibiu sau... Stai puțin. Între Brașov și Sibiu, între Brașov și Sibiu. Oscilase-i bine acolo. În Brașov e castelul Bran. Dar tu n-ai fost la castelul Bran, Ovidiu? N-am fost. N-a apucat. Hai mă, dă-o încolo de treabă. Câți ani ai? 48. Mulți înainte. Dom'le, deodată că e frumos, e drăguț. Da, măcar... Și dacă nu intri, măcar să treci pe acolo. Da, și toamna e foarte frumos. Da, la răvășitul oilor se face ceva frumos, da. Pastramă. E un fum acolo, ceva de speriat. Eu mă gândeam la
Dracu, foliajul, da, nu, poate auriu roșcat al, da, da, da. Da, mă, de Halloween. De ce o păstrăm? Lumina filtrată prin coroana aurie a copacilor atinși de brumă, da. Susurul, da, au vin fiert pârâului care... Și tu răvășit oilor și pastramă pici. Bună și aia, n-am nimic de zis. Mulțumim tare mult, Ovidiu. Numai bine, Ovidiu, ceau. Numai bine, somnușor. Apropo, mulțumim. De asta am prins odată când era domnul președinte Băsescu. Mânca o pastramă acum. Domnul președinte Băsescu era în funcție, da? Și eram, treceam pe acolo, nu mă dusesem la răvășituilor. Sanchi, erai fan, ziceți. Băi, și a venit domnul președinte acolo, s-a blocat tot. Da, logic. În orocire. N-am mai putut să trecem. Bine, acum să știi că acolo e blocat, în general, ultima dată când am fost la Castelul Bran, am nimerit pe drum, e un drum care ia reparații de o viață acolo. Mamă, nene, deci faci din București până acolo, faci 4 ore și mai faci 4 ore pe aia 10 km. Nu vreau să mă gândesc zilele astea ce e acolo. Da. În zona. Mm-hmm. Da, mă rog, noi să lăsăm deoparte asta. Mâine avem 1600 de euro la Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.